139 de cetățeni afgani au aterizat aseară la București cu un zbor special organizat de autoritățile române. Afganii noștri, așa cum i-a numit ministrul de externe, sunt foști colaboratori ai armatei române, magistrați și jurnaliști care erau în pericol în Afganistan. Vor încerca să înceapă o viață nouă departe de talibani în România. Welcome to Romania. Bine ați venit. Mulțumesc. I hope you will enjoy Romania and, and wish you every success in your new life here. Cei 139 de cetățeni afgani au aterizat la București azi noapte, obosiți, dar recunoscători. Sunt colaboratorii ai trupelor române din Teatrul de Operațiuni din Afganistan, veniți împreună cu familiile lor. Sunt studenți cu burse în România, dar și jurnaliști sau magistrați, vânați acum de talibani. Ei au venit prin Pakistan, au trecut granița terestră. Au stat zile întregi nemâncați, au venit aici doar cu hainele pe care le au pe ei. Sunt foarte bine pregătiți. Este o oportunitate pentru noi să avem astfel de oameni aici. Autoritățile române vor face tot ceea ce ne stă în putință pentru a le oferi acestor prieteni ai României greu încercați de soartă, condiții decente de trai și șansa de a o lua de la capăt. Afganii au fost duși în centrul de azil de la Galați și au intrat în carantină. Vor primi sprijin pentru a-și găsi un loc de muncă și vor face cursuri de limba română în cadrul unui program de integrare. Sunt ajutați inclusiv de asociații neguvernamentale specializate. Momentan sunt înregistrate cererile de azil și au dreptul conform legii la o diurnă de 12 lei pe zi pe lângă cazarea gratuită. După ce vor primi o formă de protecție pe teritoriul României, suma crește la 540 de lei pe lună de persoană și pot rămâne în centrele Inspectoratului General pentru Imigrări, dar trebuie să plătească o chirie, sau se pot muta într-un apartament. Au dreptul să li se ramburseze chiria cu condiția să participe la programul de integrare. Dar cum este extrem de greu pentru oricine să se descurce cu atât de puțin bani, șansa lor pentru un trai decent în România este să se angajeze cât mai repede. Suma crește un pic, de exemplu, în perioada de iarnă, când oamenii trebuie să-și cumpere haine mai groase și așa mai departe, dar practic, da, din acești bani trebuie să-și asigure hrană, îmbrăcăminte și tot ce au nevoie. În total au fost evacuați 156 de cetățeni afgani, dar restul de 17 au continuat călătoria. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.